terminăm lucrarea de cercetare. Salut, prieteni! Bună dimineața! Astăzi este luni și suntem pe 24 aprilie și începem o nouă săptămână de facultate. Am cursul de la 12, la care trebuie să mă duc, momentan e ora 10. Și o să vedem, trebuie să mă pregătesc, trebuie să mai fac o temă, iar apoi să mergem la facultate, unde o să stau foarte, foarte, foarte mult timp. O să mă întorc acasă, nu s-a întâmplat nimic și o să vin o următoare zi când am cursul de dimineață. Salut, lume! E ora 11 și am fost la facultate între timp. Iar cât am fost la facultate, am avut niște cursuri despre... Am avut cursuri la franceză și am discutat despre literatură franceză și film. Iar apoi am vorbit despre subjunctiv. Am avut o întreagă discuție despre subjunctiv azi. Dar am avut 8 ore de cursuri și sunt foarte, foarte obosită. Dar, între timp, mi-am construit puțin ideea în legătură cu practica de cercetare și cu eseul meu, care o să fie. Dar nu pot să vă zic foarte multe despre el acum. Poate o să vă zic după ce termin cu licența și cu tot. Dar... Da, momentan nu fac foarte multe, vreau să-mi scriu, să-mi transcriu, pentru că mi-am scris pe caiet, pentru că n-am avut laptopul la mine azi. Și să mă pregătesc puțin pentru cursurile de mâine. Mâine iar am traduceri, dar că o să fie traduceri engleză. Apoi să mai am cursul despre Familiar Perpetrators. Și nu știu exact despre ce vorbim, dar vreau să mă apuc de citit... imediat îți vă arăt cartea. Asta e cartea, o am în română, pentru că... Așa. Mă rog, nu se vede. O să o pun pe ecran acum. În engleză îmi venea într-o lună jumătate și am luat-o în română pentru că era și mult, mult mai ieftină. Și am zis că n-are sens, până la urmă nu e pentru cursul de literatură, nu e nicio problemă, chiar dacă ar fi fost preferabil să o citesc în original. Și o să citim cartea asta care este, spune așa, Hitler a fost cel mai mare optimist din istoria omenirii. Credea că există o soluție finală la toate problemele. Anne Frank a murit din cauza speranței unui dement într-o lume mai bună și dacă supraviețuia. Sol Kugel e unul dintre noi, părăsește citația din New York cu speranța că, la aer curat, cu legume proaspete din propria grădină, băiețelul lui se va întreba după o boală ciudată, bătrâna lui mamă își va sfârși zilele în pace, iar lui va veni inspirația pentru opera la care lucrează întotdeauna. Epitaful perfect. Dar aerul curat aduce miros de parfum, iar în pot găsește ceva, o paporniță uitată. Sau o baborniță. Măcar dacă ar fi avut un câine, unul mare, un doberman sau un pistol, fie și unul mic de damă. Are doar, drept apărare, un umor cu numai un autor ca Shalom Outlander i-aș putut dorui. Devastator. Și aparent cartea asta trebuie citită pentru cursul de răufăcători. Iar după ce o să vreau să mă apuc de cartea asta pentru că citesc Beloved acum, care m-a băgat într-un reading slump mititel, dar destul de stresant pentru că nu e momentul, nu e deloc momentul să intrăm într-o pauză de citit. Așa că o să mai stau vreo 20 de minute la laptop să-mi scriu planul pentru lucrarea de licență, mă rog, lucrarea de cercetare pentru că nu am licență. Și apoi poate citesc puțin sau poate cred că o să dorm totuși, iar mâine iar mergem la facultate, iar apoi miercuri abia aștept, o să fie o zi în care o să scriu foarte, foarte mult lucruri de licență. Salut, lume! Astăzi este miercuri, nu, marți, azi e marți. Și am fost la cursuri de dimineață, era acum, cred că era 3, și am zis că dau skip la cursul pe care îl aveam mai târziu, pentru că trebuie să îmi scriu lucrarea de cercetare și vreau foarte, foarte tare să o scriu azi și mâine și să o trimit și să scap de ea.
Așa că probabil o să-mi fac încă o cafea. O să beau cafea asta și o să lucrez. Trebuie să-mi adun cărțile pentru lucrarea de cercetare și apoi să încep să caut prin ea, sau mă rog, prin ele. Iar apoi, nu știu ce facem, asta vreau să fac azi, în mare parte. Deci, da, azi o să fie o zi super, super productivă, pentru că trebuie neapărat, neapărat să trimit chestia asta, pentru că mă stresează teribil. Și cumva am realizat că varianta de a scăpa, singura variantă viabilă de a scăpa de stres este să faci ceea ce te stresează, cât să nu mai existe, în măsura în care e ceva ce poți să faci. Iar dacă nu e ceva ce poți să faci, pur și simplu să nu-ți pese. Dar aici e ceva ce pot să fac și trebuie să fac. Așa că o să încerc să fiu ok aici și să scriu ce trebuie să scriu. Iar după aia nu știu ce mai facem. Dar... Am făcut puțin progres în ceea ce înseamnă cuvinte. Trebuie să am în jur de 2500-3000 de cuvinte și momentan am răspuns la două întrebări din 10 pe care le-am în plan, așa că cred că o să fie un pic mai lungă decât mă așteptam. Ok, momentan e ora 6:30 și aș vrea să lucrez la proiectul ăsta până la 10:30-11. Ideea e că am 1400 de cuvinte și asta înseamnă că ce mi-aș dori eu e să ajung la 2500-3000, pentru că le-am scris pe aproape toate acum, în 3 ore, și cred că pot să scot până la 10:30, dacă mă concentrez, 3000 de cuvinte. Iar apoi, oricât aș vrea eu să cred că nu o să stau să verific cum sunt citările. Mi s-a rupt elasticul. Azi și să-l trimit mâine. Cred că odată ce o să-l am aproape gata, o să vreau să-l trimit ca să scap de stres. Așa că... Da, probabil azi o să-l termin, dar asta înseamnă asta doar dacă reușesc să trimit lucrurile astea acum și să le fac până la 10:30. Pentru că dacă n-ajung la 3000 și un pic de cuvinte până atunci, nu o să-l termin azi în niciun fel. Deci acum o să baviteze iar, o să mănânc ceva între timp și terminăm lucrarea de cercetare. Cumva am ajuns la 2900 de cuvinte și acum trebuie să mă duc la muncă și apoi să... mă rog, o să mă duc la cafea și apoi să mă duc la muncă, dar sunt bucuroasă că mare parte din ceea ce am scris e gata. Iar când mă întorc, va trebui să modific și să mai rescriu niște chestii, să mă uit la citări, la citările din text și să fac chestiile astea, dar în mare parte e gata. Și sunt foarte, foarte bucuroasă. Va trebui diseară să le trimit la... să fie corectat. Ceea ce e partea stresantă din chestia asta, dar partea cea mai grea pe care puteam eu să o fac e cumva gata. Așa că... Da, ne auzim mai târziu. Salut, prieteni! Este joi dimineață și am facultate, trebuie iar să merg. Așa că m-am pregătit, mi-am făcut cafea, mai am niște timp liber, timp în care o să lucrez la lucrarea de cercetare, ceea ce n-am făcut ieri, pentru că m-am simțit rău și n-am avut chef și am zis că n-are sens să mă forțez în momentul în care e aproape terminată. După aceea cred că o să merg la o prietenă și probabil nu o să mai lucrez. Da, ziua... e foarte frig afară.
și nu am chef de nimic și e pur și simplu o stare că trebuie să vină weekendul. Dar sunt foarte, foarte îngândată pentru că mâine mergem la, mâine merg eu de fapt, la o lectură din Poeți Debutați, la Poetic Hub, la Cărturești, Verona. Și sunt foarte curioasă cum o să fie acolo și ce o să citească lumea. Iar apoi, nu știu ce mai întâmplă, vreau să termin azi, mâine, lucrurile de cercetare s-o trimit, nu știu dacă o să apuc azi, eu o să încerc, o să dau tot ce pot, dar, da, rămâne de văzut ce fac cu asta. Și cam atât. Salut, prieteni! Azi este vineri și e foarte, foarte frumos afară și sunt foarte bucuroasă. Este târziu, am avut un seminar de literatură americană și l-am terminat, e ora 4. Mi-am mai făcut o cafeluță și vreau să termin lucrarea de cercetare. Am la dispoziție 2 ore, sau chiar un pic mai puțin. Nu s-o trimit încă, dar s-o termin. Și apoi să merg la Poetic Hub, la Cărturești Verona, pentru că o să se citească poezie și vreau să văd ce se întâmplă acolo. Iar apoi ne întoarcem și probabil ne relaxăm, dar sunt foarte, foarte încântată că am reușit să termin chestia asta. Încă mă lupt cu Beloved, așa cum v-am spus pe Instagram, și nu e foarte ok, pentru că vine sesiunea foarte, foarte curând. Dar n-am altă variantă, va trebui să continui să fac, să progresez și să continui să citesc. Iar apoi mă gândeam să schimb cu Sound and the Fury și poate o să termin pe Love It Man acolo. Mă gândesc că Sound and the Fury e mai ok și merge repede. Iar apoi, clar, o să citesc cartea pentru opționalul de răufăcători. Salut, prieteni! E ora 10 și am ajuns acasă după lectura de poezie de la Cărturești, care a fost foarte faină și cumva mi-a luat mintea de la lucrarea de cercetare care încă mă doboară. Ideea e că nu mă simt de stare foarte tare să lucrez la practica de cercetare și cumva lucrarea mea are legătură cu responsabilitatea pe care o avem pe lumea asta. Dar nu cred că e ok să spun pe internet încă despre ce e vorba în lucrarea asta. Chiar dacă mi ocupă foarte mult foarte multă materie, nu știu. Ocupă foarte, foarte mult spațiu în creierul meu. Dar nu mă simt de stare nici să încep să continui Beloved, nu sunt de stare nici să încep Sound of the Fury de William Faulkner. Și nu o să mă forțez pentru poate prima, a doua dată în viața mea nu o să mă forțez să fac ceva pentru că nu este atât de urgent, nu se întâmplă absolut nimic dacă o trimit mâine. În schimb, mă gândesc să citesc puțin din Teoria și Practica Literaturii de Alex Mușina, care cumva se analizează, de fapt, foarte mult literatură contemporană. Și mi se pare foarte important pentru că rar vezi publicate informații despre poezia contemporană. Mi se pare că se face foarte multă vâlvă despre literatura contemporană românească în mediul online și cred că e rar să vezi chestii pe bune printate despre asta. Iar Alexandru Mușina e o persoană care consider că pot avea încredere. Cumva se referă, cumva e și pentru scriitori și pentru tineri poeți și în general pentru oameni care vor să scrie și sunt la început de drum, cum mă consider. Și da, mi se pare foarte interesantă, e o carte foarte pragmatică din punctul ăsta de vedere și mi se pare că mie mi-ar fi ce puțin foarte, foarte folositoare. O să vă las cartea asta în descriere în cazul că vrea să se uite cineva la ea. Sau poate sunteți interesați, pentru că îmi imaginez că oamenii care se uită la conținutul meu de obicei sunt oameni care au treabă cu scrisul și treabă cu cititul și poate cu poezia contemporană, pentru că mi se pare că am deschis cumva, n-am deschis eu discuția, dar am continuat acest discurs despre poezia contemporană și despre poate
importanța ei și poate necesitatea de a exista o conversație pe tema asta. Dar, da, cred că poate o să lucrez puțin la lucrarea de cercetare pentru că mă simt puțin vinovată, dar în mare parte o să mai citesc din cartea asta și o să mă delectez cu niște gânduri serioase despre scris pe care le am și eu. Iar apoi, cred că ăsta e vlogul, sper că te-a motivat cumva tot ce am făcut eu și lucrarea mea de cercetare, pentru că simt că mi-am găsit săptămâna asta cumva nu doar clar ideea pentru lucrarea de cercetare, cât și toate liniuțele care contribuie la o lucrare serioasă. Și tot ce trebuie să fac acum este să verific citările și bibliografia la final, pentru că aia este groaznică. Și mereu îmi las citările din text la final, nu știu de ce fac chestia asta mereu, pentru că mereu e oribil. Dar în timp ce scriu, pur și simplu, îmi vin foarte multe idei și mi se pare mai important să profit de ideile pe care le am decât să mă concentrez pe paragraful și textul din care e luat, pentru că țin minte, nu folosesc 100 de surse și 100 de articole științifice, deși îmi place să am foarte multe surse în care îmi iau ideile, pentru că nu mă simt că este o lucrare mult mai cercetată și mult mai validă în momentul în care este bine argumentată și bine cercetată. Dar da, sper că te-a motivat cumva videoclipul ăsta și sper că e binevenit, pentru că bănuiesc că dacă tu ești la videoclipul ăsta, fie ai, nu știu ce să mai faci la liceu, dacă să mai dau teste sau chestii, dar dacă ești la facultate, sigur îți urmează sesiunea, dacă ești clasa de 10, sigur urmează bacul, așa că probabil ai nevoie de motivație și am nevoie de motivație, că și mie îmi vine sesiunea și ne vedem pe Instagram, probabil aproape în fiecare zi. Și o să ne vedem și pe YouTube săptămâna viitoare, probabil weekendul viitor. Iar până atunci, spor la citit!